Bună seara, dragilor, și bun găsit la clasa 11-a. A 10-a. A 10-a, la 11-a. Da. Deci clasa A 10-a. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Deci, rezolvați în R ecuația 2 la puterea x minus 1. Deci 2 la x minus 1 plus 2 la puterea 1 pe radical din x. 2 la 1 pe radical din x. Exponent este 1 pe radical din x, da. Egal cu y la pătrat plus y plus 1. Da. Tot supra y pătrat minus y plus 1. Deci fracție aici. Da, e fracție. Y pătrat plus y plus 1. Da, supra y pătrat minus y plus 1. Plus 1. E, să rezolvăm în ce mulțime? R. În R. E urâtă? Da. Direct aparțin lui. De curiozitate, exercițiul ăsta ar fi ca nivel de etapă locală sau județeană? Mai analizăm, dar e dur. Nu. Eu, sincer, la asta, singurul lucru care l-am făcut da. A fost să scriu pe 2 la x minus 1 ca 2 la x pe 2. 2. Și 1 pe radical din x l-am scris ca acum nu n-am pe aia. Radical din x l-am scris ca 1 x la 1 pe 2, x la minus 1 pe 2. Da. Și rămâi acolo. Și acolo am fost. Da. De acord. X la minus 1 pe 2. Din dreapta, deci trebuie să o plecăm. Y pătrat plus Y plus 1 spre Y pătrat minus Y plus 1. Ar fi interesant să vedem care ar fi un minim aici. Pentru că dacă stăm și analizăm, în stânga e o funcție ciudată, urâtă de tot, pentru că e o sumă de funcții, una e strict crescătoare, dar aici am sentimentul că e descrescătoare. Deci e la radical din x, nu, tot crescătoare. Și ar fi un minim. Ia să încercăm și cu inegalitatea mediilor pentru partea stângă. Deci 2 la puterea x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x supra 2, totul supra 2, nu? Media aritmetică. E mai mare egal decât media geometrică. Radical din 2 la x minus 1 ori 2 la 1 pe radical din x. 2 la 1 pe radical din x. Care face egal mai departe cu radical din 2 la, cum facem aici? X minus 1 plus copiem baza și adunăm exponenții, da? Deci vine x minus 1 plus 1 pe radical din x. 1 pe radical din x. Și dacă amplificăm cu 2 aici, ar veni că 2 la puterea x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x e mai mare egal decât 2, ăsta de aici, ori, da. Ori radical. 2 ori radical din 2 la x minus 1 plus 1 pe radical din x. 2 ori radical din da. X minus 1 no, plus 1 pe radical din x. Care s-ar scrie într-un mod anume, dacă aduc la aceeași numitor, ar fi 2 ori radical din 2 la x radical din x
minus radical din x. Așa. Plus 1. Totul pe radical din x, nu? Da. Și fiind un radical, pot spune asta la 1 pe 2. Adică 2 radical, indicele ajunge aici, nu? Da. Deci cum ai poate fi văzut ca fiind 2, ori 2 la x radical din x minus radical din x plus 1, totul supra 2 radical din x. Și care mai poate fi văzut, că aici e 1 plus așa și aducea la același numitor. Exact. Și am avea 2. Deci 2 la x, scriu încă o dată, 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x e mai mare egal decât 2 la 1 plus din difracții. Dacă aducem la același numitor, 2 radical din x ar fi. Da. 2 radical din x plus x radical din x minus radical din x plus 1 supra 2 radical din x. Și egal mai departe cu 2 la 2 radical din x, căzut un radical din x, facem radical din x. Radical din x. Deci e radical din x plus x radical din x plus 1, nu? Da. Deci radical din x plus x radical din x, totul supra 2 radical din x. E, acum, radical din x plus radical x radical din x plus 1 supra 2 radical din x. Ce pot să spun de toată chestia asta? Cum evaluează asta? Este radical din... Nu, nu este. A, păi raționaliza acolo. Da, putea raționaliza. Și sus a da x plus 2x radical... Fără 2. Fără 2. Numai cu radical x să mulțim. Da. Să mulțim numai cu radical x. Egal cu... 2 la... 2 la x... x plus... plus x pătrat... x pătrat... plus radical din x, nu? Da. Totul supra... 2. 2x. Da, 2x, da. Totul supra 2x. Deci... am avea încă o dată. 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x este... mai mare egal decât 2 la x plus pătrat, x pătrat plus x plus radical din x plus x plus radical din x totul supra 2x. Și acum ar trebui să am o informație cam care e evoluția lui x pătrat plus x plus radical din x supra 2x. Dând lui x valori, dacă am gândit asta o funcție și am urmărit y și cum lucrează, ar fi interesant să vedem care ar fi un minim sau un maxim a funcției acesteia, cum se întâmplă evoluția Y-lor. E a Y-lor ca imagine. Da. Nu a Y-lor răstora. Da. Ci a Y-lor ca funcție de sine stătătoare. Deci, hai să vedem ce ne vine în minte. Dar sigur așa arată. Da. Să nu fie vreo chestie așa ca să mă pune să lucrez și să nu găsi nicio... Mai uite-te încă o dată. Pe internet ai dat-o sau film de la nu, ne-a fost dat exercițiile astea două care le-am propus eu. Da. Ne-au fost date astăzi în clasă mie și încă unui coleg, pentru că am vrut să mergem la olimpiada județeană, la faza județeană. Și asta este practic faza locală. Doar că ne-a dat subiectele pe la fără un sfert. Și la noi sună la 6:30, până s-a făcut liniște, da, până ne-am copiat, da, nu știu ce. Da, dar oricum liniștile sunt dure. De asta am și întrebat. Da, am înțeles. Da. Da. Bun. Deci dacă am gândit funcția f de x, e egal cu
x pătrat plus x plus radical din x supra 2x și am încercat o corespondență după legea asta, x ar trebui să vedem de unde, de la 0 deschiși la plus infinit, la voi să fie 0, da. Că vedem aici x la numitor, nu? Da. Și de ce pozitiv? Că e radical din x, da? Da. Și să zicem că x este 1, imaginea cât este prin funcția asta, prin care este y? 1 plus 1, 2 plus deci radical din 3 1, pe 2, 2, da? Da. 3 pe 2. Pe urmă, când x-ul este când x-ul e 2, să zic așa, iau un 30, deși am zonă la 1, 2, sunt multe valori pe care trebuie să-i testăm. Dar să vedem așa ca idei aici. Și atunci, la 2 ar fi 4 și cu 2, 6 plus radical din 2 pe 6 plus 4. Radical din 2, totul pe... E, nu, imagine. E, imagine. 6 plus radical din 2, totul supra 4. Deci 1... Cum este față de 3 pe 2? Să ne propunem să vedem dacă radical am amplificat aici. Radical din 2 ar fi 1. Aici dacă am amplificat cu 2, ar fi 6 pe 4. Și aici e 6, 6 plus radical din 2. Deci e mai mare. E 6 plus radical din 2. Da? Parcă s-au așezat în ordine. 3 pe 2 e mai mic și primul crește. Când x-ul se apropie de 0, cam cât ar face oare valoarea? Deci când x-ul se apropie din valori din ce în ce mai mici. Păi am putea să-l luăm pe 0 și după imediat valoarea după el. Chiar pe 0 nu-l putem lua. Fi unul foarte aproape de 0. Deci un x foarte, foarte, foarte aproape de 0. Zici 1 pe 10, 1 pe 100. Da. Hai să luăm pe 1 pe 100, că avem și radicalul din, din 100, nu? Deci pe x îl luăm 1 pe 100. Și atunci, avem f de 1 pe 100 este egal cu 1 pe 100, dar cu 4 0 ori, deci 1 pe 10.000, care este x pătrat. Da. Plus 1 pe 100, plus 1 pe 10. Radical din 1 pe 100 e 1 pe 10. Da. Supra. 2 ori. Da, 2 e 1 pe 50. 2 pe 100. Să lăsăm așa. Da. Și egal cu. Numitorul comun e 10.000 ăsta. Da. Deci amplificăm aici cu 100 și aici cu 1000. Și o să avem 1 plus 100 plus 1000 supra 10.000 și supra 2 pe 100. Și ca să fie 10.000, mulțesc cu 2 zerouri sus, 2 zerouri jos, să simplific, nu? Da. Și atunci facem 1101 1101 101 supra 200. Și dacă vorba sunt 2 ori 10, deci am împărțit prin 100, și 11, da. 11,01 pe 2, da? 2 în 11... De 5 ori. 5 ori. 2 în 1 de 0 ori. Deci 5, 5, da? 5,5 în 11. 5,5 da. Mai apar acolo un rest. Ar veni 5, 5 în 0 ori și 5. 5,505, cred că vine. Cam așa. Da. Ei, deci imaginea e 5 și ceva la 1 pe 10.000. La 1 pe 100.
5 și ceva, aici e 3 pe 2. Și cu cât suntem și mai aproape de 0, cred că din ce în ce mai mari numere. Dacă o să luăm pe 1 pe 1000, care e mai aproape de 0, 1 pe 1000, vom observa că imaginea crește, va fi o valoare din ce în ce mai mare. Deci. Deci cu cât ne apropiem de 0, cu atât valoarea va fi mai mare. Atunci trebuie să fie acolo undeva între 0 și 1 sau la o valoare mică. Deci, așa, dacă din ce în ce mai mare și aici, aici descrește. Da. Dacă mai descrește și până deodată începe să crește, cineva aici este momentul când se schimbă, nu? Deci se simte că este vorba de un X între 0 și 1 care schimbă sensul de monotonie Y-ilor. Deci ei vin de la valori mari, se apropie de un minim și până crește. Cam asta ar fi ideea pe care o avem în clipa de astăzi, de față. E vorba de un X între 0 și 1. Deci există un X0, să pară. Există X0 care aparține între 0 și 1, așa încât f de x0 egal minim al lui f de x. E cea mai mică valoare. Da. Asta înseamnă că f de x e mai mare decât y0 acela. Să notăm minim acesta prin y0. Orice, oricare fix care aparține de la 0 în formă. Deci totdeauna depășește pe ăsta. Atunci 2 la f de x e mai mare decât 2 la y0. Că se păstrează 2 la, 2 la. Mai mare decât 2 la y0. Cum ăsta e mai mare decât 2 la y0, că așa vine, nu? Înseamnă că 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x e mai mare decât 2 la y0. E, acum, dacă în partea asta ar fi mai mic egal decât 2 la y0 acela, înseamnă că aici ar să fie momentul de egalitate. Și haideți să notăm cu m valoarea, deci notăm y pătrat plus y plus 1 supra y pătrat minus y plus 1 egal cu m. Valoarea pe care o primește expresia asta, care e o funcție în cine aceasta? Este o funcție în Y. Da. Este o altă funcție, dar în variabila Y, da? Și notăm cu M valoarea pe care o primește la un moment dat. Ei, și ne ocupăm de egalitatea asta. Și avem că y pătrat plus y plus 1 supra egal, cu s-a putut la cea dintr-o dată, egal cu m pe lângă y pătrat minus y plus 1. Și vom avea y pătrat minus m y pătrat plus y plus y, nu așa bine? Da. Plus 1 plus 1 minus m. Egal cu 0. Ai închis ușa, da? La intrare. Da. Bine. Și scoatem pe y pătrat în factor. Adică organizăm pe ecuație de adultă. Y pătrat pe lângă 1 minus m plus y pe lângă 1 plus m plus 1 minus
egal cu 0. Există, există y real, așa a fost vorba, să rezolvăm ecuația asta în ieri, dacă și numai dacă delta e mai mare decât 0. Deci dacă și numai dacă, delta e mai mare decât 0. Dar cine este delta? Delta e egal cu b pătrat, adică 1 plus f la pătrat, minus 4, pe lângă 1 minus m, pe lângă 1 minus m, adică 1 minus m la pătrat. Da. Minus 4 a c, parcă, nu? Da. Mai vedem o dată dacă n-am găsit pe aici cumva. Deci y pătrat plus y plus 1 spre y pătrat minus y plus 1 e egal cu m, da? Da. Și am zis y pătrat minus m y pătrat plus y plus m y plus 1 minus m egal 0. Și atunci egal mai departe cu 1 plus 2m plus m pătrat minus 4 pe lângă, adică la pătrat, 1 minus 2m plus m pătrat egal mai departe, continuăm. 1 plus 2m plus m pătrat minus 4 plus 8m minus 4 m pătrat egal minus 3m pătrat minus 3m pătrat plus 10m plus minus 3 plus 10m minus 3 minus 3 egal 0. Egal cu 0. Nu. Asta e delta. Asta e delta, da. Da. Noi aveam delta mai mare egal cu 0. Delta mai mare egal cu 0 echivalent cu minus 3m pătrat plus 10m minus 3 să fie mai mare egal cu 0, da? Atașăm ecuația. Așa. Și avem minus 3m pătrat plus 10m minus 3 este egal cu 0. M1, 2 egal cu minus 5 plus minus radical din 25 minus, nu, plus 9. Nu, e minus. Ace, da? Minus da. 9. Minus 9. Supra? Supra minus 3. A, minus 3. Și egal 5, cu minus 5 plus, plus minus radical din 16, 4, supra minus 3. Minus 3. Hai să întrebăm o dată. Minus 5, minus 4, minus 7, nu, minus 9 pe 3, minus 3. Minus 9 pe minus 3, 3. Da. Da? Da. Și al doilea e? Și minus 5 plus 4, 1 pe 3. 1 pe 3, da? Da. E minus 1 pe minus 3, face 1 pe 3. Deci cele două valori sunt 3 și 1 pe 3. Și atunci spunem așa. Noi trebuia să rezolvăm în ecuația de gradul 2, da? Facem tabelul de variația semnului, m, de la minus infinit la plus infinit. Cele două valori sunt 1 pe 3, sper că n-am greșit. Și 3. În dreptul lor 0, 0. Era minus 3 în pătrat, nu? Da. Și dăm un m, hai să zicem 0, știi că așa există. Da. Dacă m e 0, e minus 3, deci pe aici este minus. Da. Plus și minus. Cum trebuia să fie? Trebuia să fie mai mare sau egal decât 0. Deci, da, deci m aparține integralul închis de la 1 pe 3 la 3. Deci minus 3 m pătrat, și minus 3 m pătrat. Plus 10 m. Minus 3 mai mare egal decât 0. Dacă și mai dată, m aparține intervalului, intervalul închis de la 1 pe 3 la 3. Da? De la 1 pe 3 la 3. Adică, dându-i y valori, rezultatul se plimbă în zona de la 1 pe 3 la 3. Cea mai mică valoare este 1 pe 3. Da? Și cea mai mare valoare este 3. Deci, minim. Minim de f de y. Min de f de y. Cea mai mică valoare a unui y este egal cu 1 pe 3, iar max de f de y egal cu cât? Cu 3. E să vedem când se realizează 1 pe 3 și când se realizează 3. Adică egalăm o dată chestia aceea cu
Câți o egal cu 1 pe 3 și o dată cu 3. Deci să zicem și noi. Y pătrat plus Y plus 1 totul supra Y pătrat minus Y plus 1 este egal cu 1 pe 3. Ce ar fi echivalent? Mulțim mie și cu extremii. Mai am avut-o, dar păcat că era ecuația organizată și numai acolo trebuia să mulțim pe eu. Dar acum mulțim la început. Ce să facem? Deci vine 3y pătrat plus 3y plus 3 egal cu y pătrat minus y plus 1. Da, egal cu y pătrat minus y plus 1, care ar fi echivalent cu 2y pătrat plus 4y plus 2 e la 0. Împărțim printr-un 2. Da. Și vine y pătrat. Y pătrat plus 2y plus 1 e la 0. Adică y plus 1 la pătrat este din nou, nu? Da. Egal cu 0, adică y egal cu minus 1. Da? Da. Deci dacă am face imaginea acestei funcții, Y pot să vină de la minus infinit la plus infinit, n-au nicio jenă, că Y pătrat minus Y plus 1 nu poate fi 0 niciodată. Da. Din ce motiv? Că aici e delta negativ. Negativ. Da? Noi, dacă am urmări cu atenție, printre anumitori avem pe Y pătrat minus Y plus 1, trebuie să spunem că asta sunt fi 0. Și ea nu este 0 niciodată, deci ne permite spune că la minus infinit la plus infinit. Și, la un moment dat, în minus 1, imaginea lui Y este 1 pe 3. Și asta e cea mai mică valoare a Y-celor pe aici. Deci, Y-ii vin de undeva, și spune de unde vin, de la 1. Când ne apropiem de infinit, minus infinit, Y-ii devin 1. Și vin de la 1, scad până la 1 pe 3. După aceea cresc și se întâmplă la un moment dat, la un anumit Y, să facă imaginea să fie 3. Ia să vedem cât va face când va da valoarea 3. Deci, ce facem acum? Egală cu cine? 3. Cu 3. Și anume, pe Y pătrat plus Y plus 1. Egal cu 3Y pătrat minus 3Y plus 3. Egal cu 3y pătrat, minus 3y, da? Da, minus 3y plus 3. Ce e 2y pătrat, minus 4y, minus 2, plus 2. Am dus în partea aia. A, da. Egal cu 0. 0, împărțim prin 2. Adică y pătrat, minus 2y plus 1. 1 egal 0. Adică y minus 1 totul la pătrat, la 0, atunci y este 1. 1. Deci când ia valoarea 1, cea mai mare valoare pe care o primește este ca imagine 3. 3. Și pe urmă iar scade. De la 3, Y scad și la plus infinit face tot 1. În concluzie, mulțimea Y-ilor pleacă de la 1, scade până la 1 pe 3, atinge cea mai mică valoare cu putință și după aceea crește la 3. Așa încât ar fi interesant când aici să fie, când se va întâmpla să fie 1 pe 3 sau 3. Deci, dacă expresia asta se mișcă în zona 1 pe 3 și 3, înseamnă că toată este mai mare decât 1 pe 3 tot timpul. Deci, pot să spun că asta e mai mare egal decât 1 pe 3. Dacă cumva egala sa e mai mic egal decât 1 pe 3, deci dacă pot arăta că 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical x e mai mic egal decât 1 pe 3, înseamnă că șanse au să facă 1 pe 3, doar 1 pe 3, asta face, pentru ce y face 1 pe 3? Pentru minus 1, y cu minus 1, și asta face 1 pe 3 pentru un x
pe care să-l vedem de aici. Da. Ce frumoasă este. Hai să vedem cum gândim. Deci, partea dreaptă ce face? Urcă dincolo de 1 pe 3 și dacă partea stângă e mai mic, e egal decât 1 pe 3, atunci e perfect. Lucru care nu prea se întâmplă, că aici este o adunare. Și dacă folosesc inegalitatea mediilor, nu e adevărat. Atunci, hai să luăm pe asta la altă. Partea din dreapta e mai mic egal decât 1 pe 3. Nu, decât 3. Decât 3. Maxim e 3, da? Deci, am să folosesc varianta asta la altă. Că toată asta de aici e mai mic egal decât 3. Și dacă dovedim că 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x e mai mare egal decât 3, nevoia de a avea egalitate, cum asta tot timpul mai mică decât 3, iar asta începe de la 3 încolo, nevoia de egalitate presupune să avem egal cu 3. Da. Deci asta din dreapta începe să fie mai mică decât 3, cealaltă e mai mare decât 3, ca să fie egal, numai la 3 se întâmplă. Da. Și atunci am fi avut de rezolvat, după ce am făcut bani în dreptul drept, am să mă străduiesc să văd dacă arăt că tot timpul, indiferent ce x aș locui, totdeauna 2 la x minus 1 plus 2 la 1 radical x mai mare egal decât 3. Asta ar fi ideal. Și să văd pentru ce x se întâmplă să fie chiar 3. Chiar 3. Deci pentru ce x se întâmplă să fie chiar 3. Dacă x-ul e 1, pentru x egal cu 1, când e și metele asta. 2 la 0. Plus 2 la 1 pe radical din 1, egal cu? 2 la 0 e 1. Da. Și 2 la 1 e 2. Face 3. Super! Da. Am găsit un x pentru care să fie 3. Dacă acesta e cel mai mic x, adică asta e cea mai mică valoare pe care ai expresia asta, suntem boieri. Că am găsit x-ul cât este 1, iar y-ul pentru care se atinge e tot 1. Este... Da? Tot 1. Deci perechea pentru care se întâmplă egalitate este 1-1. Da? Pentru... Asta trebuia să spui tu. Da. Să găsim valorile x și y pentru care se întâmplă să avem egalitate. Perechea este 1-1. Pentru x egal cu 1, asta face 3. Și pentru y egal cu 1, asta face tot 3. Dar mai am ceva de făcut. Trebuie să demonstrez că asta din stânga e totdeauna mai mare egal decât 3. Adică dacă aș face corespondența pentru funcția, care e funcție? F de x egal cu... Deci să iau funcția f de x egală cu 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x. Și dacă i-aș face corespondența, dând lui x valori de unde încep, de la 0 încolo, da, la plus infinit, și aș da valori lui x, iată că x-ul e 1, am văzut mai devreme că face cât? 3. 3. Când x-ul e 2, hai să luăm 4. Știi de ce luăm 4? Ca să radical din 4 să mă descurc aici. Da. Când x-ul e 4, 2 la 4 minus 1, 2 la 3 8. 8 plus 2 la 2 la 1. Radical de ordin 2 din 2. Radical de ordin 2 din 4 face 2. Da. Deci vine 2 la 1 pe 2. Așa ar veni? Da. 2 la 1 pe 2. Și face 8 plus 2 la 1 pe 2, adică radical din 2. Da. Deci 8 plus
radical din 2. Cos radical din 2. Oricum, e mai mare decât 3. Da. Chiar în 0 n-am voie să-i dau, nu? Mhm. Dar un decim, să merg cu niște valori în care să fie aproape de radicalul să-l pot extrage. Hai să zicem, să îmi dăm lui X valoarea 1 pe 4. 1 pe 4 este pe aici, pe zona asta. Da. Și atunci F de 1 pe 4 e cam cum? 2 la 1 pe 4 minus 1. Da. Plus 2 la 1 pe radical din 1 pe 4. Adică 1 pe 2. 1 pe 2 adică, da? Da? Adică 1 supra 1 pe 2 înseamnă 2. Era 1 supra 1 pe 2. Da. N-ai înțeles aici. Deci 1 supra, 1 pe 2. Și se mulțește cu inversul și se... 2, da. Da? Deci 2 la 2. 2 la 2. Să face adică, cât? Minus 3 pe 4. Deci 2 la minus 3 pe 4. Plus 4. 4 și ceva. 4 la care se va întâmplă ceva. Da. Deci imaginea lui, cât 1 pe 4, este 4 plus, este mai mare decât 4 3. Plus ceva, e mai mare decât 3. Da. Înseamnă că, după câte observăm, cea mai mică valoare, observația este acum, cea mai mică valoare pe care o poate lua expresia asta, Y-ii care apar, sau imaginile, cea mai mică valoare este 3-ul și se realizează pentru X egal cu 1. Dar n-am făcut problemă. Eu trebuie să arăt că F de X este mai mare egal decât 3. Trebuie să arăt asta, că e mai mare egal decât 3, pentru că partea asta e mai mică ca 3, am demonstrat asta. Da. Deci acum, după observația făcută, să încercăm să dovedim riguros că se întâmplă chestia asta. Cum văd mai mare egal, tot mintea îmi fuge tot la inegalitatea mediilor. Trebuie să spun că tot acolo fug. Numai că să văd, poate, altceva să vede la orizont. Așa. Uite, A plus B supra 2 e mai mare egal decât radical din a orbe, da? Știm asta. Dar știi tu când se realizează egalitatea? Când are loc egalitate. Deci, egal, când A egal cu B, atunci are loc egalitate. Da. Dacă A egal cu B, vine 2A pe 2, simplificăm, și aici radical din A pătrat, care e A egal cu A. Deci, totdeauna, A plus B pe 2 e mai mare egal decât radical din A, B. Și egalitatea are loc când A o egal cu B. Adică 2 la puterea X minus 1 plus 2 la 1 pe radical din X e mai mare egal. Mai mare egal decât radical din 2... Deci e mai mare egal decât 2... 2, după aceea, 2 radical din AB. 2 radical din AB. Și... are loc egalitate. Are loc egalitatea. Dacă și numai dacă... Adică ce egalitate are loc? Adică 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x, din x, da? Din x, da. Este egal cu 2 radical din produsul lor
2 radical din 2 la x minus 1 ori 2 la 1 radical din x, 2 la x minus 1 ori 2 la radical, radical din x. Dacă și numai dacă, prima parte e egal cu partea a doua. Da. 2 la x minus 1 egal cu 2 la 1 radical din x. Și când are loc 2 la egal cu 2 la? Dacă și numai dacă, exponenții sunt egali, nu? Da. X minus 1 să fie egal cu 1 pe radical din x. Adică, aș aduce la da. Același numitor și din x radical din x. Mă gândeam să raționalizăm să aducem la numitorul x. Asta să raționalizăm, zici, da. Și după să aducem la numitorul x, care va ajunge jos, ducem și în stânga să avem numitorul x. Da. Și atunci ar veni că x minus 1 egal cu radical din x pe x. Da. Așa mi-ai spus. Și acum când am luat aceeași numitor, echivalent. Cu x pătrat minus x. X pătrat minus x egal cu? Radical din x, nu? Da. X pătrat minus x egal cu radical din x. Nu, deci. Să ridicăm la a doua. Nu prea că avem x pătrat. Ducem totul într-un singur membru. Să notăm pe radical din x cu un t. Da. Deci radical din x egal cu un t. Și atunci vine că x va fi t pătrat. Da. Și x la a doua. Iar x la a doua va fi t la a patra. Și atunci ce aș avea? T la 4 minus T la 2 minus T egal cu 0. Da. Scot pe T în echivalent, scot pe T în factor comun. T pe lângă T la 3 minus T minus 1 egal cu 0. Și dacă și numai dacă, pe lângă fiecare T egal cu 0 și T la 3 minus T minus 1 egal cu 0. T egal cu 0, cine de fapt? Dacă T egal cu 0? Dacă T egal cu 0, atunci radical din X trebuie să fie 0. Radical din X egal cu 0 și nu are voie. Nu. Că radical din X nu poate să fie 0, deci radical din X diferit de 0, da? Deci da. T diferit de 0. Rămân în varianta asta. T la 3 minus T minus 1. T la 3 minus T minus 1 egal cu 0. Cu schema lui Horner. Deci facem aici schema lui Horner. Și eu vreau să găsesc T-ul de aici. Dacă am găsit T-ul, găsesc pe X, nu? Da. Și din ce știu eu, X-ul să fie 1. Mi-ar conveni. Că se întâmplă... Da, deci ce se întâmplă aici? Deci chiar nu vă lăsăm că încercăm în decembrie. Dar T-ul 1 nu văd că ar apare aici. Că dacă T-ul e 1, radical din X egal cu 1, X egal cu 1 și combine. Deci pentru X egal cu 1, asta nu e egal cu asta. Pentru că aici vine 2 la 0 face 1 și aici vine 2. Nu va fi egalitate. Deci egalitatea lor nu se realizează pentru x egal cu 1. Dar dacă iau funcția asta, asta plus asta egal cu 3, atunci deci să iau când egală cu 3. Și în rest să arăt că e mai mare egal cu 3. Încă n-am reușit să arăt că e mai mare egal cu 3. Și
egalitatea lor se întâmplă pentru a fi suma, deci inegalitatea mediului devine cu egal când A egal cu B. Dar nu asta mă interesează. Trebuie să mă întorc să văd. Încă n-am dibuit clar cu funcția asta, f de x. Hai să o vedem încă o dată. Asta de aici. 2 la x minus 1 plus 2 la 1 plus radical de x e mai mare egal decât 3. Că am găsit x-ul pentru care se întâmplă să fie egal cu 3. X egal cu 1. Da. Și am sesizat din corespondența respectivă că tot timpul se întâmplă ca în jurul lui 1, stânga, dreapta, să am valori mai mari decât 3. Și atunci am simțit că așa e bine, dar tot inegalitatea mea nu o să mă încercăm cu o dată. Deci, 2 la x minus 1 plus 2 la 1 pe radical din x e mai mare egal decât 2 radical din produsul. 2 la x minus 1 ori 2 la 1 pe radical din x. 2 la 1 pe radical din x. Care face 2 ori radical din 2 la x minus 1 plus 1 pe radical, 1 pe radical din x. Și dacă locuim pe x cu 1 acolo, face 0, 2 la 0 și 1 pe 1, 1, 2 la 1, 2. Deci 2 radical din 2. Alta. 2 radical din 2, care să fie mai mare decât 3. Deci pentru x egal cu 1, aici face 3. Și ar veni 2 ori 2 la 0 ori 2 la 2 la 0 face 1. 1 ori 2. 2 la 1 pe 1, 2. Adică deci 2 radical din 2. Deci pentru x egal cu 0, pentru x egal cu 1, ar fi că 3 mai mare decât 2 radical din 2. 2 radical din 2 e 1, 41. Așa? Mm. Ori 2. 2 80, deci 280 ceva. Și 3 e mai mare decât 80 ceva. Deci pentru x egal cu 1 se întâmplă în stânga să facă 3 și deci rezultatul totdeauna va fi față de 3 mai mare. Deci f de x mai mare. E, ăsta face 3 așa, egal o dată cu 3. Nu e egal cu 3 niciodată, pentru că pentru x egal cu 1 se întâmplă altceva aici. Nu am văzut că 2 radical din 2 face. Nu, nu există așa ceva. Deci inegalitatea în mediul nu merge. Cum să arat eu că funcția asta e de x egal 2 la x minus 1 plus 2 la 1 radical x mai mare egal decât 3? Pentru x egal cu 1, hai să facem așa. Pentru x egal cu 1, era. Nu. Da. Pentru x egal cu 1, rezultă că f de 1 egal cu 3, da? F de 1 face 3. Dacă îi presupunem că există x1 mai mare ca 1, soluție. Adică se facă 3. Da. Dacă x1 e mai mare ca 1, atunci x1 rezultă că x1 minus 1 e mai mare ca 0. Că am dus pe 1 în stânga. Da. X1 minus 1 e mai mare ca 0. Și de unde rezultă că 2 la x1 minus 1 e mai mare decât 2 la 0, care face cât? 1.
Și cum x1 e mai mare ca 1, deci cred că mi-ar și x1 e mai mare ca 1, rezultă că radical din x1, radical din x1 e mai mare decât 1. Iar de aici rezultă că 1 pe radical din x1 e mai mic decât 1, că se schimbă sensul, da? Că nu întoarce. Mai mic decât 1. Și atunci 1 supra radical din x1 nu 1 supra, ci 2 la, că așa am acolo, 2 la 1 pe radical din x1 mai mic decât 2 la 1 care face 2. Dar una este mai mare și alta mai mic și unii pot aluna. Vezi? Exact. Se întâmplă că 2 la puterea x1 minus 1 e mai mare decât 1. Și 2 la 1 pe radical din x1 e mai mic decât 2. Și când le adun, nu mai am același sens al inegalității și nu mai pot face lucrare, că trebuie să le adun, că văd că e suma aici, nu? Da. Deci nu merge. Pentru că aici exponentul ăsta e descrescător și ăsta e crescător. Și atunci nu mai am deci x minus 1 egal 0 și 1 pe radical din x să facă 1. Mai insistăm să vedem ce ne vine în minte, că avem greșitul pe 3 sferturi făcut. Da? Dar avem singura chestie asta, că trebuie să mă asigur că partea asta din stânga e mai mare egal decât 3. Am arătat că asta e mai mică egal decât 3, ca să se întâlnească la 3. Ei, aici am dificultăți. Intuitiv am arătat, am făcut corespondența, nu? M-am făcut, am zis așa. X-ul de la 0, obligatoriu la 0, la plus infinit, mai de o dată. Și am făcut imaginea lui 1 și mi-a dat 3. Și am adus cu un X mai mare ca să fie radicalul ușor la 4. Și mi-a dat o imagine 8 și ceva. 8 plus radical din 2. Și asta mi-a spune că e un număr mai mare ăsta. Deci crește și la 3 încolo. Și la... ne-am dus aproape de 0. Am luat 1 pe 4. 1 pe 4. Și mi-a dat iar și un număr peste 3. Da. Și asta îmi spune că în zona asta Y-ii, când ne apropiem de 0, Y-ii sunt crescători. Da? Adică vin de la valori mai mari decât 3, descresc până la 3 și până nu cresc. Cea mai mică valoare este 3, se vede așa. Dar n-am argumente foarte precise acum ca să spun că așa stau lucrurile, pentru că ar trebui să mai iau aici niște X care se apropie. Și întrebarea este, dacă cumva un X din zona asta face întoarcerea? Da. Și dacă o face, când o face? Care e minunea care se întâmplă? Deci, nu văd în momentul ăsta exact care e motivul pentru care să spun mai mare egal decât 3. Da. Deci mai mic egal decât 3 am spus-o, că am făcut anumită cu el și am găsit zona că I, valorile se mișcă între 1 pe 3 și 3, am arătat. Deci da. Tot timpul mai mici decât 3 vor fi. Așa. Și acum am rămâne asta. Să o încadrăm aici. Cum arăt că e mai mare egal decât 3? E și 55. Da. Chied acum. Mai mare egal decât 3. Și atunci
foarfeca care se produce, asta de mai mare decât trei, asta mai mic, numai la 3 să fie, da? Da. Și la 3 să fie egal, se întâmplă pentru Y egal cu 1, iar asta să la 3 pentru X egal cu 1. Și ar fi soluția complet făcută cu aceste semne de întrebare, da? Da? Care, mă rog, trebuie să mai vedem. Să-i ducem la alt subiect. Da. Da.